ne vom opri în dreptul prorocului Maleahi, în dreptul cărții sale. Este ultimul proroc al Vechiului Testament, ultima carte a Vechiului Testament. Acest mesager al lui Dumnezeu, așa de altfel se și traduce numele său. Prorocia sa se îndreaptă spre poporul Israel întors din robie, într-un moment în care din nou începuseră să decadă. Și există o asemănare între ei atunci și noi acum. Spune Apostolul Petru în a doua sa epistolă, în capitolul 2, de la versetul 19, că unii le făgăduiesc slobozenia în timp ce ei înșiși sunt robi ai stricăciunii. În adevăr, după ce au scăpat din întinăciunile lumii prin cunoașterea Domnului și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, se încurcă iarăși și sunt biruiți de ele. Starea lor de pe urmă se face mai rea decât cea din tâi. Noi ne asemănăm cu ei prin faptul că am fost și noi eliberați de păcat, din robie, ei din robia babiloneană, noi din robia păcatului, însă după cum ei au început să decadă, la fel, printre noi se manifestă tendința aceasta și cineva îmi spunea că și chiar Papa de la Roma recunoștea că întreg creștinismul suferă un declin, cum nu știu exact sub ce aspect o punea el, însă noi vedem această realitate. Începem din nou să ajungem într-o stare de robie. Ba încă starea de pe urmă poate să fie mai tristă și mai rea decât cea din tâi. Să ne păzească Domnul de așa ceva. Cât privește persoana acestui proroc, Maleahi, putem înțelege chiar din faptul că și cartea aceasta este în Biblie, din conținutul cărții sale, că a fost un iudeu credincios. Însă despre el în această carte și restul Bibliei nu ni se spune prea mult. Tradiția iudaică spune că el a fost un preot sau un levit în sinagogă, care a trăit aproximativ pe timpul lui Nemia și al lui Ezra. Și am putea deduce lucrul acesta, vă rog deschideți și în cartea Nemia, la capitolul 13 și doar o să vedem câteva asemănări foarte clare între Maleahi și Nemia, ca o dovadă că acești oameni au trăit aproximativ în aceeași vreme. Spune Maleahi 2:8, vorbind preoților: dar voi v-ați abătut din cale, ați făcut din lege un prilej de cădere pentru mulți și ați călcat legământul lui Levi, zice Domnul oștirilor. Și în Nemia 13:29 spune așa: aduți aminte de ei, Dumnezeule, că ce-au spurcat preoția și legământul încheiat cu preoții și leviți. Același aspect. Apoi, Maleahi 2, de la versetul 11, unde tratează problema căsătorilor mixte. Iuda s-a arătat necredincios și în Iuda și la Ierusalim s-a săvârșit o urciune, fiindcă Iuda a sporcat ce este închinat Domnului, ce iubește Domnul și s-a unit cu fiica unui Dumnezeu străin. Domnul va nimici pe omul care a făcut lucrul acesta. Și acum în Nemia 13, de la 23, tot în vremea aceea am văzut pe niște iudei care își luaseră neveste azdoniene, amonite și moabite. Versetul 25, am mustrat și am blestemat, am lovit pe unii și spune cum s-a comportat față de ei. Deci aceste căsătorii cu popoarele străine. Și mai luăm doar un aspect, cel de pe pagina din dreapta, 3:10, problema zeciuielilor, că nu se achitau de această sarcină. Și în Nemia 13:10 spune exact același lucru. Am auzit de asemenea că părțile leviților nu le se dăduseră, știți că leviții trăiau din zeciuială și că leviții și cântăreții însărcinați cu slujba fugiseră fiecare în ținutul lui. Deci și din aceste versete amintite putem să ne dăm seama că Maleahi a prorocit în vremea lui Nemia și a lui Ezra în perioada respectivă. Cum unii sunt de părere că Maleahi acesta n-ar fi fost o persoană fizică, un proroc,
Și că Maleah înseamnă trimisul Domnului, că altul ar fi fost, eventual în Ezra, sau că și chiar un înger al Domnului, cum întâlnim în Judecători. Asta nu are mare relevanță pentru noi. În mod clar, ceea ce ne interesează, ideea centrală de bază este că aici s-a transmis un mesaj, o prorocie de la Dumnezeu către un popor scos din robie, care era pe punctul de a recădea într-o altă robie a păcatului. De altfel, starea poporului, doar două versete putem să citim și o vedem foarte clar, 1:7. Prin faptul că aduceți pe altarul meu bucate necurate, deci funcționau lucrările la templu, și dacă ziceți, scuteți, am spurcat, prin faptul că a zis, masa Domnului este de disprețuit, și 2:2, dar dacă nu ascultați și dacă nu puneți la inimă, ca să dați slavă numele meu, zice Domnul oștirilor, voi arunca în voi blestemul și voi blestema binecuvântările voastre, dar le-am și blestemat pentru că n-aveți pe inimă porunca mea. Deci, jertfele funcționau, binecuvântările se rosteau, însă ele, în final, ajungeau să fie un blestem. Că asta este o închinare falsă când îl disprețuim pe Dumnezeu și facem totul așa în mod doar religios, fără a avea o închinare din inimă. Totul sfârșește prin a fi un blestem. Am trecut doar succint peste această parte introductivă, pentru că vreau să ne oprim asupra conținutului profețiilor sale. Și dacă vremea de atunci se aseamănă cu cea de acum, oare n-ar trebui să se asemene și prorociile de acum cu prorociile de atunci? Acum să nu învețe cineva să prorocească după Maleahi, că o predică poți să o fur de la altul, nu? Dar o prorocie, cum să o fur de la altul? Să prorocești exact cum a prorocit și el. Este o diferență. Își începe Maleahi mesajul prin a le spune Dumnezeu că Israel este poporul iubit. Și asta valorează mult, spune 1:2. Dar gândiți-vă cu ce ton, cu ce cuvinte, cu ce inimă a rostit Dumnezeu asta. V-am iubit, zice Domnul. Oamenii pot să-și declare așa, chiar să-i spunem că iubim pe aproapele nostru, că doar nu ne doare gura. V-am iubit, zice Domnul. Spune apoi, nu este Esau frate cu Iacov, zice Domnul. Totuși am iubit pe Iacov. Și am urât pe Esau și i-am prefăcut munți într-o pustietate și moștenirea lui am dat-o șacalor în pustie. Iar dacă Edomul ar zice, suntem nimiciți, dar vom ridica iarăși dărâmăturile, așa vorbește Domnul, să zidească ei. Și eu voi surpa și voi numi țara răutății și poporul pe care s-a mâniat Domnul pentru totdeauna. Le spune Dumnezeu, vă iubesc și ca o dovadă a iubirii v-am ales. Și doar o fugă dăm până în Deuteronom 7, unde Dumnezeu îi spunea lui Israel prin Moise, 7:6, căci tu ești un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeul tău. Domnul Dumnezeul tău te-a ales ca să fii un popor al lui dintre toate popoarele de pe fața pământului. Nu doar pentru că întreceți la număr pe toate celelalte popoare, s-a lipit Domnul de voi și v-a ales, căci voi sunteți cel mai mic dintre toate popoarele, ci pentru că Domnul vă iubește. Dumnezeu și-a materializat iubirea în a-i alege dintre toți. Oare noi, biserica, nu suntem în aceeași situație? N-am beneficiat și noi de alegerea aceasta? Nu spuneam noi duminică? Dumnezeu a găsit de cuvință să ni se descoperă. Câți oameni nu sunt în lumea aceasta? Și raportat la numărul de oameni de pe pământul acesta, noi suntem puțini. Cum a spus și despre ei, nu pentru că sunteți mulți v-am ales, ci pentru că sunteți puțini, dar v-am iubit. Și spune Petru în prima sa epistolă, în capitolul 2, versetul 9, voi, vorbindu-ne nouă, însă sunteți o preoție aleasă, o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al lui. Adică, după cum pe ei i-a vrut, așa și pe noi Dumnezeu ne-a vrut să fim al lui. Și o altă dovadă a iubirii, pe lângă faptul că i-a ales și ne-a ales, sunt acele făgăduințe
acea bunătate care și-a păstrat-o Dumnezeu în pofida îndărădniciei lor. Spune în Maleahii 3:6, căci eu sunt Domnul și eu nu mă schimb, că putea Dumnezeu să-i aleagă, cum l-a ales pe Saul împărat și când n-a mai fost cum trebuie l-a lepădat și a ales pe altul. Putea să schimbe Dumnezeu și poporul și la un moment dat îi spunea lui Moise, fac din tine un popor. Dar Dumnezeu a rămas același și de aceea voi copiii lui Israel n-ați fost nimiciți. Pentru că Dumnezeu a perseverat în făgăduințele sale, i-a îngăduit, i-a pedepsit, dar nu i-a părăsit de tot. Și spune în câteva locuri în Biblie, chiar dacă numai o rămășiță rămâne, cât s-ar rămânea de puțin, dar din aceea rămășiță renasc din nou poporul și nu renunț la ideea mea cu privire la ei. Și nici acum Dumnezeu n-a renunțat la poporul său și spune Pavel în Roman, tot mai are încă de lucru cu ei, ca o dovadă că îi iubește. Și putem citi din Ieremia 31, unde foarte clar scrie lucrul acesta. 31:1-3. Eu voi fi Dumnezeul tuturor seminților lui Israel și ei vor fi poporul meu. Așa vorbește Domnul, poporul celor ce au scăpat de sabie, a căpătat trecere în pustie, Israel merge spre locul lui de odihnă. Domnul mi se arată de departe, te iubesc, cu o iubire veșnică. De aceea îți păstrez bunătatea mea. Cu acest gând și-a început Dumnezeu prorocia prin Maleahii, v-am iubit. Și ca dovadă clară că v-am ales și nu v-am abandonat și îmi țin planul și făgăduințele pentru voi. Urmează apoi prorociile la rând și dacă a sesizat, dacă nu o sesizăm împreună în această seară, toată cartea aceasta Maleahii este format din prorocii sub formă de dialog între popor și Dumnezeu, intermediate de prorocul Maleahii. Și le-am împărțit aici în patru aceste acuzații care le aduce Dumnezeu și aceste scuze care și le iau ei. În primul rând este prezentată în capitolul 1 aici lipsa iubirii și a temerii de Dumnezeu. Spune în versetul 2, poporul zice, și vom urmări că sunt 10 întrebări ale poporului așa, cu ce ne-ai iubit? Am amintit motivele, dar ei spuneau, cu ce ne-ai iubit? Și ca dovadă că nu vedeau iubirea lui Dumnezeu, nici nu îl respectau pe Dumnezeu. Apoi spune în versetul 7, la mijloc, cu ce te-am spurcat? Ca și cum spunea poporul, nu ne-ai dovedit atâta iubire și noi în schimb slujim și tu zici că te-am spurcat, dar cu ce? Noi nu vedem mare lucru în asta. Și încă o întrebare, 3:8, Dumnezeu spune, mă înșelați și ei spun, cu ce te-am înșelat? Un popor care își pierduse respectul, își pierduse teama și își pierduse iubirea de Dumnezeu. Că toată stricăciunea pleacă de la aceasta. Când cineva se lasă de Dumnezeu, se îndepartă, nu aspectele de exterior sunt semnificative. Totul pleacă dinăuntru și Dumnezeu cu aceasta a început, cu măduva problemei. Ei nu mai vedeau iubirea lui Dumnezeu pentru ei și nu mai se considerau datori să-L asculte, să se teamă, să-L respecte. Spunea, dar ce am făcut noi rău în asta? Cu ce te-am înșelat? Nu, cu alte cuvinte, nu suntem datori cu nimic. Cu ce te-am spurcat? Și uitați acum ce le spune Dumnezeu. 1:7. Prin faptul că aduceți pe altarul meu bucate necurate și prin faptul că a zis, masa Domnului este de disprețuit. Și la fiecare dintre aceste aspecte vreau să privim apoi și la noi. Îl considerau pe Dumnezeu așa de disprețuit. Bucate necurate, când Dumnezeu a existat foarte mult în legea Vechiului Testament, totul să fie curat.
Să fie totul, dacă cineva se atinge de un mor, trebuie să spele niște spălături rituale, ca să fie totul curat, ca un semn să înțeleagă ei că Dumnezeu locuiește în sfințenie și că de Dumnezeu nu ne putem apropia oricum. Însă, ei nu mai făceau distinție între curat și necurat. Pentru ei era tot una. Și spurcase astfel lucrurile sfinte. Apoi, spune 1:14, ce Dumnezeu nu, blestemat să fie înșelătorul care are în turma lui o vită de parte bărbătească și totuși juruiește, jertfește Domnului o vită beteagă. Nu sunt eu, căci eu sunt un împărat mare, zice Domnul oștirilor, și numele meu este înfricoșat printre neamuri. Prioritatea lor nu mai era Dumnezeu. E și normal dacă spuneau cu ce ne-a iubit. Aveau și vite sănătoase, aveau și vite bolnave, dar pe care le dădeau Domnului? Pe cele bolnave. Adică pentru ei Dumnezeu nu era pe locul întâi. Făceau slujbă, dar cu ce rămânea? Cu ceea ce era de disprețuit. Și 3:10 spune, aduceți însă în casa visteriei toate zeciuielile ca să fie hrană în casa mea. Dar ce făceau ei cu zeciuielile? Adică pe ce își dădeau ei bani și cheltuiau? Numai și cheltuiau pe lucrurile sfinte, pentru ei biserica, lucrurile sfinte nu mai erau ceva frumos, ceva plăcut, nu mai era o prioritate. Ei făceau slujbă, dar Dumnezeu nu era mulțumit cu așa ceva. Nici 10%, măcar că Dumnezeu i-a eliberat și le-a spus, țara asta eu v-am dat-o, așa cum spunea să spună Dumnezeu, v-am dat-o pentru a doua oară, pentru ei Dumnezeu nu merita nici 10%, numai vite bolnave și bucate necurate. Atât mai reprezenta pentru ei Dumnezeu, ca o dovadă a lipsei de respect și de iubire față de Dumnezeu. În al doilea rând, în capitolul 2, vedem apostazia preoților. Ei spun 1:6, cu ce am nesocotit numele tău, noi? Căci către voi, preoților, se îndrepta acel cuvânt. Noi cu ce te-am nesocotit? Și acum Dumnezeu argumentează. Versetul 2. Dacă nu veți asculta, dacă nu vă veți pune la inimă ca să dați slavă numelui meu, înseamnă că slava, și o rețineau pentru ei, voi arunca voi blestemul și voi blestema binecuvântările voastre, dar le-am și blestemat pentru că n-aveți pe inimă porunca mea. Cu ce ne socoteau pe Domnul? Prin faptul că nu mai făceau preoții lucrarea din inimă. O făceau de pe buze. Câtă liturghie nu-i și la ora aceasta pe glob. Dar toți preoții o fac din inimă? Simt ei ce spun? Dar Dumnezeu unde caută omul? Nu la sonoritatea care se aude la ureche, ci la izvorul slujbei, la inimă. Și de două ori spun în acest verset, nu mai faceți asta de la inimă, o faceți formal. Și Dumnezeu nu putea accepta așa ceva. Apoi, de la versetul 5-7, legământul meu, Ierea spune cu el, adică cu Levi, un legământ de viață și de pace, îl am dat să se teamă de mine și el s-a temut de mine și a tremurat de numele meu. Nu mai aveau teamă de Dumnezeu. E normal. Când nu mai faci de la inimă, nici nu mai ți este teamă. Ei făceau slujbă, dar nu mai aveau reverență, nu mai aveau frică de Dumnezeu în biserică. Era totul așa la nivelul uman. Apoi spune versetul 6, legea adevărului era în gura lui și nu s-a găsit nimic nelegiuit pe buzele lui. A umblat cu mine în pace și neprihănire și pe mulți a bătut de la rău, căci buzele preotului trebuie să păzească știința. Și din gura lui se așteaptă învățătură, pentru că el este un sol al Domnului oștirilor. Care mai era greșeala preoților? Nu mai țineau la adevăr. Dumnezeu le-a spus prin proroc, voi ar trebui să transmiteți exact cum spune Dumnezeu. Voi sunteți un sol, un trimis al lui Dumnezeu. Dar ei, nu mi-a interesat să fie ca un canal prin care doar să se transmită vocea Domnului și binecuvântările Domnului. Pentru că spune apoi versetul 9, de aceea
și eu voi face să fiți disprețuiți și înjosiți înaintea întregului popor, pentru că n-ați păzit căile mele și căutați la fața oamenilor când tâlmăciți legea. Ce principii avea ei? Fața oamenilor. Banul, poziția, numele lor, nici de cum slava lui Dumnezeu, slujba nu mai se făcea de la inimă. Și de asemenea și astăzi poți să predici așa, fără să trăiești ceea ce spui, poți să cânți fără să te gândești la asta și poți chiar să spui o rugăciune formală, nu neapărat că avem niște rugăciuni cunoscute, dar poți să o faci fără să o faci din inimă. Poți să cânți de ochii oamenilor, poți să te rogi de ochii oamenilor, poți să o faci pentru slava ta. Și în Noul Testament, Pavel insistă din nou pe aceste aspecte. Și Dumnezeu în mod special îi sesizează pe proroci prin Maleahi. De ce nu faceți lucrarea cu inimă? De ce nu mai țineți la adevăr? Dar voi v-ați abătut din cale și ați făcut din lege un prilej de cădere pentru mulți și ați călcat legământul lui Levi, zice Domnul oștirilor. Dacă în societate când intră cineva într-un post, fie în armată, fie într-o funcție specială în stat, fie în medicină, rostește un jurământ și se angajează să nu-l calce. Când intră un om al lui Dumnezeu în slujbă, este într-un fel mai mult decât un jurământ. Este un legământ, un angajament solemn. Ei l-au călcat. Și câți preoți și slujitori astăzi ai altarilor și ai învoanilor nu l-au călcat? Să trimită Domnul proroci care să le spună lucrul acesta. Și să audă și să se înțeleagă și să se întoarcă la Domnul până nu se va întâmpla ceea ce spune aici în versetul 3. Vă voi nimici sămânța, vă voi arunca balega în față a vitelor pe care le jerfiți și veți fi luați împreună cu ele. Ce se va întâmpla printre altele în Apocalips? Religia asta falsă, preoțimea asta, clerul acesta cum este numit acum, va suferi în final disprețul lumii acesteia, adică le va veni murdăria în față, că toate merg până într-o zi. Și mizeria de aici care spunea că li se întoarce asupra lor, se va întoarce în final asupra tuturor care au stat pe post, pe postul acesta, cum spunea Domnul, pe scaunul lui Moise, dar n-au ținut cont de legea lui Moise. Apoi, trece Dumnezeu la un alt aspect, și anume degradarea familiilor. De la versetul 10 până la 16 tratează problema aceasta, citim 11 mai întâi. Iuda s-a arătat necredincios și în Iuda și la Ierusalim s-a săvârșit o urăciune, fiindcă Iuda a spurcat ce este închinat Domnului, ce iubește Domnul și s-a unit cu fica unui Dumnezeu străin. Știți, căci în Biblie peste tot este condamnată căsătoria unui credincios cu un necredincios, a unuia din Israel cu unul de afară. Asta înseamnă unirea cu Dumnezeii respectivi. Cum și Solomon a ajuns în ultimă instanță, n-a mai rezistat, ci s-a unit cu Dumnezeii nevestelor sale. Însă, poporul spune așa, 2 cu 14, și dacă întrebați, pentru ce? Și sunt aici niște puncte, adică ei găseau motive, ei găseau scuze. Lucrurile două prin care se destrămase familia erau aceste recăsătoriri și idolatrie. Păi cine vrea să despartă, credeți că nu găsește scuze? Cine vrea să-și apere idolatria sa, Dumnezeu stăi, nu găsește scuze? Găsește imediat scuze. Astea nu sunt greu de găsit. Aveau motivele lor. Însă uitați ce le spune Dumnezeu de la versetul 14. Pentru că Domnul a fost martor între tine și nevasta de întinerețea ta, căreia acum nu ești credincios, îi acuză Dumnezeu de lipsă de credincioșie. Măcar că este tovarășa și nevasta cu care ai încheiat legământ, nu ne-a dat unul singur Dumnezeu suflare de viață și ne-a păstrat-o? Și ce cere acel unul singur? Sămânță dumnezeiască. Luați seama dar în mintea voastră
și niciunul să nu fie necredincios nevestei în tinerețea lui, căci eu urăsc despărțirea în căsătorie, ce Domnul Dumnezeu lui Israel, și pe cel ce-și acopere haina cu sălnicie, zice Domnul oștirilor, de aceea luați seama în mintea voastră și nu fiți necredincioși. Două legăminte călcaseră. Legământul cu Dumnezeu, despre care am citit în versetul 11 și 12 și chiar 10, legământul părinților noștri și legământul de căsătorie, legământul pe verticală cu Domnul, că tot o relație ca de familie, a spus Dumnezeu că Israel a fost ca o soție a sa, și apoi legământul acesta pe orizontală în familie. Le călcaseră pe amândouă. Câtă lipsă de credincioșie. Și acum în vremea noastră din nou aceste tendințe se văd. Rata divorțurilor crește masiv. Dar în același timp, această despărțire între noi și Dumnezeu, se calcă legământul. Oamenii se îndreaptă spre alți Dumnezei, spre alte lucruri și de asemenea nu pot să rămână fidel nici partenerului de căsătorie, de viață, ci și în privința aceasta se schimbă și sunt necredincioși. N-au stabilitate. După cum a spus Domnul că în vremea de la potop și acum oamenii se însurau și se măritau, adică se căsătoreau, dar urgent se despărțeau și iară se însurau și o îndute vină în privința aceasta. Ca niște oameni fără Dumnezeu. De altfel, este normal să fie așa, că și familia fără Dumnezeu n-are niciun sprijin puternic. El este stâlpul de bază în orice familie. Poporul, am văzut în primul rând, trata slujba cu indiferență. Ce rămânea beteac, ce rămânea la urmă. Ca și cum am zice, dacă mai este vreme, mergem la biserică. Dacă ne mai rămân ceva bani, îi dăm Domnului. Dar n-ajungea nici de zeciuială. Preoții nu mai o făceau din inimă, ci o făceau de ochii lumii și pentru numele lor. Familiile distruse. Și un al patrulea și ultim aspect sesizat aici, starea generală de păcat, citim 3:5. Mă voi apropia de voi pentru judecată și mă voi grăbi să mărturisesc împotriva. Și acum descrie starea lor. Descântătorilor, preacurvarilor, împotriva celor ce jură strâmb, împotriva celor ce opresc plata simbriașului, care asupresc pe văduvă, pe orfan, nedreptățesc pe străin și, cu un cuvânt, nu se tem de mine. Cine nu se teme de Dumnezeu, își bate joc și de familie, și de străin, și de văduvă, curvește, jură strâmb și le face pe toate. Iată starea lor. Exact ca și cea înainte de robie, când spune în Ieremia 7, templul Domnului, slujbele mergeau, dar ei, ci cum, furați, ucideți, jurați strâmb și din nou la biserică. Dar în schimb auziți ce spuneau ei, 2:17, pentru că și cuvintele lor erau pe măsură. Voi obosiți pe Domnul prin cuvintele voastre și mai întrebați, cu ce l-am obosit? Întotdeauna când starea aceasta de păcat este instalată și limbajul poporului străcat. Și vorbele noastre sunt o oboseală, o obsesie pentru Dumnezeu. Prin faptul că ziceți, oricine face rău este bun înaintea Domnului și de el are plăcere. Nu mai era condamnat rău. Bancă se spunea, Dumnezeu îi place de toți. Erau legiferate rând pe rând toate păcatele. Și mai ziceau, unde este Dumnezeul dreptății? Apoi, versetul 7. Dar voi întrebați, în ce trebuie să ne întoarcem? Vedeți cât erau de afectați. Dar în schimb spuneau, dar în ce trebuie să ne întoarcem? O altă întrebare. 3:13. Cuvintele voastre sunt aspre împotriva mea, zice Domnul, și mai întrebați, ce am spus noi împotriva ta? Nimic nu recunoșteau și ca acea biserică din Laodicea, ba pe deasupra, se vedeau bine. Spuneau, cu ce suntem noi vinovați, ce am spus noi împotriva ta, în ce trebuie să ne întoarcem, cu ce te-am înșelat. Dar uitați ce le spune Dumnezeu. 3:7. Din vremea părinților voștri, voi v-ați abătut de la poruncile mele și nu le-ați păzit. Întoarceți-vă la mine
și mă voi întoarce și eu la voi, zice Domnul oștirilor. Apoi, întoarcem pagina 4:4. Aduceți-vă aminte de legea lui Moise, robul meu, căruia am dat în Horeb rânduiel și porunci pentru tot Israelul. Voi ziceți în ce să ne întoarcem? Dar ia uitați-vă în lege să vedeți, n-aveți în ce să vă întoarceți. Ia uitați-vă la viața voastră și uitați-vă în cuvânt. Și se pot pune întrebările acestea și astăzi. Dar cine, nu suntem pocăiți? Hai să ne uităm în Biblie, să ne aducem de aminte de cuvânt și să ne uităm apoi dacă avem în ce să ne întoarcem sau nu avem la ce să ne întoarcem. Și lasă Dumnezeu acest mesaj deschis pentru ei și pentru noi. Întoarceți-vă! Mai este în capitolul 3 o prorocie despre viitor. Viitorul n-are decât două culori. Ori pocăință, ori pedeapsă. Mai întâi spune despre judecată, despre pedeapsă, 3:2. Cine va putea să sufere însă ziua venirii lui? Noi facem ce vrem, dar într-o zi vine stăpânul în control. Cine va rămâne în picioare când se va arăta el? Căci el va fi ca focul topitorului și ca leșia nălbitorului. El va ședea, va topi și vă va curăți ca argintul. Și apoi în 4:1, căci iată, vine ziua care va arde ca un cuptor. Toți cei trufa și toți cei răi vor fi ca miriștea. Ziua care vine îi va arde, zice Domnul oștirilor, și nu le va lăsa nici rădăcină, nici ramură. Acum vine pedeapsa Domnului și ne mai arde ramurile. Dar atunci va arde cu rădăcină cu tot. Adică nu va mai fi nicio formă ca oameni. De oameni trufași. Celor lăi ne merge bine, da? Ei ispitesc pe Dumnezeu și ispita cea mai mare, dacă vreți, pentru Dumnezeu, e forma de religie. Asta suportă Dumnezeu cel mai greu. Dacă îmi zice stată, unde-i cinstea? Dacă stăpân, unde-i teama? Mai bine lăsați-mă în pace, spune Dumnezeu. Asta e cea mai mare ispită pentru Dumnezeu, să spunem că suntem sfinți, să spunem că îl slujim, spune că noi suntem ai lui și dacă ne spune să ne pocăim, dar în ce să ne pocăim? Dar totuși, acum, trufia asta are trecere. Deodată încă rămâne așa, dar până într-o zi, că vine ziua. Dar Dumnezeu nu vrea pedeapsa, vrea întoarcerea. Și spune referitor la întoarcere, 3:1, iată voi trimite pe solul meu, în a ne întoarce, Dumnezeu ne trimite solii săi. El va pregăti calea înaintea mea și deodată va intra în templul său Domnul pe care îl căutați. Solul legământului pe care îl doriți, iată că vine, zice Domnul oștirilor. Apoi, 4:5. Iată vă voi trimite pe prorocul Elie înainte de a veni ziua înfricoșată, ziua aceea mare. El va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinți, ca nu cumva la venirea mea să lovesc țara cu să vină pe direct și să ne pedepsească pe toți. Dar nu face așa. Își trimite solii săi, proroci, învățători. Dumnezeu vorbește oamenilor prin vise. Într-un cuvânt, trimișii săi ca să trezească poporul, să anunțe venirea judecății. Cum spune în Apocalips, că un înger zbura pe mijlocul cerului cu Evanghelie veșnică. Să o spună la toți ca să le slujească de mântuire, iar dacă nu în ultima instanță, de mărturie. Să se întoarcă la Domnul oștirilor. De aproximativ 20 de ori scrie în această scurtă carte expresia aceasta, Domnul oștirilor. Adică Dumnezeu este un Dumnezeu atotputernic care are oștiri la îndemână, cerul îi slujește, cu excepția celor care au căzut. Și poate oricând să ne judece, să ne tragă la socoteală, dar așteaptă după noi, ne trimite mesageri. Și dacă vor asculta, spune în 3:4, atunci darul lui Iuda și Ierusalimului va fi plăcut Domnului, ca în zilele cele vechi, ca în anii de odinioară. Apoi, 3:12, toate neamurile vor numi fericite atunci, căci veți fi o țară plăcută, zice Domnul oștirilor.
Aceasta este greu să facă oamenii, să se pocăiască. Dacă ne-am luat numai pe noi să ne punem și să fim sinceri, câte mesaje de pocăință nu au fost pentru noi? Spunea Domnul în Matei 11 despre unele cetăți în care El a insistat foarte mult cu mesaje de pocăință. 11 cu 20. Atunci Iisus a început să mustre cetățile în care fusese făcute cele mai multe minuni pentru că nu se pocăiseră. Vai de tine, Horazine, a zis El, vai de tine, Betsaido, căci dacă ar fi fost făcute în Tir și Sidon minunile care au fost făcute în voi, de mult s-ar fi pocăit și încă nu oricum, cu sac și cenușă. De aceea vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru Tir și Sidon decât pentru voi. Dumnezeu uneori face minuni mari, are chemări repetate. Bogatul, din Luca 16, el dorea cam așa. Cu 27, rogu-te, dar părinte Avrame, să trimis pe Lazar în casa tatălui meu. Și-a dat seama că dacă ar merge cineva, ar fi singura posibilitate să fie oamenii științați, să se întoarcă, că vine judecată. Avram a răspuns, au pe Moise și pe proroci să asculte de ei. Aceștia doi sunt trimiși lui Dumnezeu. Legea, adică cuvântul, reprezentat aici de Moise, și prorocii, sau cum ar fi acum, cuvântul și lucrările date de Domnul prin Duhul Sfânt. Astea toate ne cheamă. Dar vă întreb, a avut mare răsunet chemarea lui Maleahi la poporul acesta? A vorbit de la Dumnezeu, dar n-a avut mare răsunet. Nici acum, excepție au făcut ninivenii și pe aici pe acolo, care s-au pocăit în masă. Dar pare așa că Dumnezeu își trimite oamenii, prorocia prin Maleahi. Nouă ne-a pus Domnul pe inimă în această seară să ne reamintească prin acest proroc care e starea poporului, a slujitorilor, a familiilor, degradarea socială din popor. Și Dumnezeu așteaptă, sensibil, ne cheamă înapoi. Vom auzi? Spunea Domnul Ioan 5, cei morți vor auzi, dar cât de mulți aud? Dar vine vremea când au auzit toți din morminte. Una este una și alta este cealaltă. Privind la situația de aici, deschideți la Maleahi capitolul 1, ne putem da seama în plan religios că au existat și există două categorii de oameni care se închină. Două biserici, una adevărată și una falsă. Asta a fost de la început și a fi până la gata. La început, când s-au născut doi oameni pe pământ, Cain și Abel, amândoi s-au închinat. Cain a fost de la cer rău, dar Cain a fost fără religie, păi dacă a fost de la Satana, putea să fie fără religie deloc. Dar Cain a avut religie și Abel religie. Și de la ei doi, când au fost ei și păstori și membri, că nu au fost mai ei doi de toți, a fost unul într-o biserică și altul într-alta. Fiecare au avut slujbă, dar în felul lui. Unul curat, unul necurat. Și acum deschideți Maleahi 1 cu 10. Aici ar fi vorba despre Cain. Cine din voi va închide porțile ca să n-aprindeți degeaba focul pe altarul meu? E altarul lui. Dar Dumnezeu spune, închideți biserica asta, hai, închideți porțile, nu mai faceți foc degeaba. N-am nicio plăcere de voi, zice Domnul oștirilor, și darurile de mâncare din mâna voastră nu-mi sunt plăcute. Să știți că Dumnezeu este totul sau nimic. De ce nu zice Dumnezeu aici, auzi, îmi plac cântările, dar nu-mi place viața voastră, dar în schimb asta îmi plac. Sau, îmi place predica voastră, numai că nu-mi place așa altceva. Dumnezeu le-a spus clar, măi, n-am nicio plăcere de voi, vă spun drept. Nu-mi placeți deloc. Și amintiți-vă de la Cain și de la Abel, spre unul și spre jertfa lui a privit cu plăcere, dar spre celălalt n-a privit deloc. Dumnezeu a spus lui Cain, mă, nu-mi place deloc ce ai făcut.
Noi uneori suntem, poate spunem noi, mai simțiți. Și oricum cântă cineva, oricum predică cineva, îi spunem, ne-am bucurat cu fratele, slavă Domnului, ne pare bine ce slujba ai adus, dar Dumnezeu nu e așa. Dumnezeu, dacă nu faci cum trebuie, spune, măi, nu-mi place de slujba ta. Nu mai veni la biserică așa. Căci nu pot primi darurile din mâncare din mâna voastră, că nu-mi sunt plăcute. Și spune versetul 8 aici, când aduceți ca jertfă o vită oarbă, nu este rău lucrul acesta? Când aduceți una șchioapă sau beteagă, nu este rău lucrul acesta oare? Ia adu-o dregătorului. Te va primi el bine pentru ea, va ține-l seamă de ea, zice Domnul oștirilor. Înseamnă că la dregători nu duceau așa. Dar ce înseamnă asta? Că pentru ei Dumnezeu era mai jos decât primarul. Dacă e vorba să meargă unea să-și rezolve ceva, să ducă un plocon, ducea ceva frumos, să aibă trecere, nu? Dar Dumnezeu, ce-i șchiop și ce-i beteag? Ei, dacă pe Dumnezeu îl pui numai viceprimar, atunci ăla nu-i Dumnezeu, sau e un Dumnezeu al tău, cu numele doar. Până acolo îl coborâseră ei pe Dumnezeu. Altfel se comportau cu oamenii, altfel tratau autoritățile, altfel tratau pe Cezar. Ce au spus iudeii când a venit Iisus? Noi n-avem alt împărat decât pe Cezarul. Cezarul să trăiască, lui să-i meargă ceea ce este frumos și bun, restul pentru noi și pentru Dumnezeu, ce șchiop și ciung, ce rămâne. Dar Dumnezeu nu are plăcere de așa ceva. Nu poate să accepte o asemenea slujbă. Cealaltă categorie de închinători, versetul 11. Căci de la răsăritul soarelui până la sfințit, adică de dimineața și până seara, numele meu este mare între neamuri, zice Domnul, și pretutindeni se arde tămâie în cinstea numelui meu. Dacă sunt atâția care își bat joc de Dumnezeu și de biserică și îl desconsideră, să știți că Dumnezeu nu s-a lăsat niciodată fără slujitori. Și de dimineața până seara, din răsărit și până în apus, Dumnezeu are oameni care îi dau cinste, care știu să-L cinstească și se aduc daruri de mâncare curate. Căci mare este numele meu între neamuri, zice Domnul. Spuneau frații acei, și în Occident, și du-te și în China, dacă vrei, și unde vrei. Dumnezeu are oameni care îi slujesc în sfințenie, în cer și pe pământ. Că nu degeaba spunem în data Tatăl nostru să fie sfințită și lucrarea de sus și cea de jos. Dar eu și tu, biserica noastră, din care categorie face parte? Din asta de care n-are Dumnezeu nicio plăcere? Și s-ar bucura să vină comuniștii să ne ia autorizația să nu-L mai ispitim? Sau dintr-o lucrare în care El să fie cinstit și i-a dus lui Dumnezeu să fie curat? Cum era în Vechiul Testament, dacă vrei să dai ceva lui Dumnezeu, dă-i ce-i mai bun, dă-i primile roade, dă-i inima, dă-i ochii, esențialul, frumosul, că-L merită. Dacă nu, lasă-te de religie, nu-L mai încurca. Și încurca și pe alții, ispiti pe el și îl încurca pe alți oameni. Aceste două categorii se văd și la închinare, se văd și între lucrători, și în familie, și se văd și în societate. Când vii aici să te închini și îți aduci nu vițelul și oaia și berbecul, când îți aduci slujirea aici, cum i-o dăruiești lui Dumnezeu? În primul rând, o vrea Dumnezeu curată. Și asta înseamnă să nu fii tu atins de vreun mort, să nu fii tu necurat, să fii în primul rând curată. Să fii curat. Asta se uită Dumnezeu mai întâi. Mai întâi s-a uitat la Abel și apoi la jertfa lui. Apoi ceea ce îi dai să fie bun. Dacă îi dai un ban lui Dumnezeu, dă-i-l cu bucurie și dă-i partea care îi se cuvine, cea din tâi. Dacă aduci o cântare, atunci adu-o cu satisfacție, cu mulțumire. Cât privește slujirea, pentru preos le-a spus, dacă faceți ceva, faceți cu inimă. Dacă faceți ceva, faceți după adevăr.
Dacă vreți să fie bine, lucrați în teamă. Oamenii Dumnezeu, oameni mari care au trăit cu Dumnezeu, care, am spune noi, puteau să-și permită că nu-L cunoșteau pe Dumnezeu numai de ieri, au avut reverență de Dumnezeu, s-au temut. Și în schimb acum atât și atâți așa discută de Dumnezeu ca și cum ar fi un bunic. Și cum la ora asta bătrânii nu sunt cotați prea bine, L-am coborât puțin și pe Dumnezeu. Teama de Dumnezeu. Dacă cel care e în slujbă are teamă, va inspira teamă și poporul. Dacă cel care este în slujbă se teme de Domnul, cam așa, Domnul e bun. Ca și cum ar spune, ce se tem, că nu face, nu ne pedepsește pentru asta. Apoi, cel de-al treilea aspect în familie, credincioșia. Un legământ de căsătorie avem cu Domnul, un legământ de familie avem aici. Cum le-ai păstrat? Și în al patrulea rând, aminteam aici, starea de decădere, furau, mințeau, preacurvie și toate celelalte rele. Și când este chemat Dumnezeu, întoarceți-vă, spuneau, dar în ce? Dar cu ce te-am înșelat? Nu recunoșteau nimic. Farisei, jet beget. Două feluri de închinători. Pentru că și în vremea aceea existau unii care erau curați la suflet. Auziți ce spune 3 cu 16. Cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul. Credeți că n-au discutat ei cu durere? Uite ce se întâmplă acum, uite ce fac preoți. Uite ce stare în familie. Ce au discutat ai Domnului? Că se temeau de Domnul. Domnul a luat aminte la lucrul acesta, a ascultat. Când poporul este stricat, cum este acum, și religia este așa în decădere, v-am spus că și Papa recunoaște asta. Noi când ne întâlnim, care ne temem de Domnul, ce discutăm? Domnul a ascultat. Ia să, Dumnezeu, cu alte cuvinte, cam așa spune. Mai ăștia la biserică mă disprețuiesc în atâtea și atâtea locuri. Dar unul dacă e aici, doi dincolo, o biserică, și mai mare bucurie. Ia să vad, ăștia mai sunt sinceri? Ați văzut pe vremea lui Ilie cum și-a inventariat Dumnezeu pe toți? 7.000, unul n-a scăpat de inventar. Îl știa, acolo e unul sincer. Ăștia doi se întâlneau, 50 într-o peșteră. O carte de aducere a minte a fost scrisă înaintea lui pentru cei ce se tem de Domnul și cinstesc numele Lui. Astea două le dorea Dumnezeu atunci și nu erau. Să se teamă de Domnul și să-i cinstească numele, să-L iubească. Există, și cu aceasta ne apropiem de încheiere, două momente. Acum, în viața de aici, când Dumnezeu te lasă liber să-ți manifesti religia și slujirea Lui, și atunci când vine, un moment în absența Domnului și unul în prezența Lui când vine. Acum, spune 3 cu 15, fericim pe cei trufași. Acum asta are trecere și avea și atunci. Păi erau preoți, nu erau preoți buni la ora aia, nu? Dumnezeu a spus că au călcat legământul preoți. Și cei sinceri erau undeva răsfirați. Dar mai există un moment, al doilea, când vine Domnul și spune aici, versetul 18, și se va vedea din nou atunci deosebirea dintre cel neprihănit și cel rău, dintre cel ce slujește lui Dumnezeu și cel ce nu-L slujește. Dar cum nu-L slujeau dacă erau preoți? Adică Dumnezeu nu accepta asta. Când este mai mare diferența? Acum sau atunci? Acum este, dar e mai greu de sesizat pentru noi, că eu mai greu intru în inima omului să văd din inimă face lucrarea sau nu. Pentru Dumnezeu e ușor de sesizat. Dar acum e mai greu de sesizat de diferența dintre cei sinceri și cei care nu sunt sinceri. Din cei care slujesc în mod sincer lui Dumnezeu și cei care nu slujesc sincer. Însă atunci se va vedea clar diferența. Cei răi, spune aici în 4 cu 1, toți cei trufa și toți cei răi vor fi ca miriștea, ziua aceea îi va arde, vor fi nimiciți. Dar 3 cu 17 pentru cei neprihăniți, ei vor fi ai mei. Dar nu sunt și acum? Cine a spus Domnul în Matei 7 celor care nu i-au cunoscut? Și niciodată nu v-am cunoscut, adică nici acum nu erau ai Domnului, nici atunci nu erau aceștia. Îmi vor fi o comoară deosebită, da?
Ce îi va face să-i facă Domnul în ei o comoară deosebită? Pentru că ei erau deosebiți. În ziua pe care o pregătesc, eu voi avea milă de ei, cu mare milă un om de fiul său, care îi slujește. Și spune versetul 2, dar pentru voi care vă temeți de numele meu, va răsări soarele neprihănire și tămădurea va fi sub aripile lui, veți ieși și veți sări ca viței din graș și veți călca în picioare pe cerei, căci ei vor fi ca cenușa sub talpa piciorilor voastre în ziua pe care o pregătesc eu, zice Domnul oștirilor. Și spunea Domnul Iisus în Ioan 14, mă duc să vă pregătesc un loc. Ne oprim aici cu studiul din cartea profetului Maleahii, rugând pe Domnul înainte de a veni să mai trimită proroci ca Maleahii. Proroci care să ne arate starea noastră așa cum este. Proroci tar la inimă, care să aibă putere să prorocească în fața poporului, că sunt unii proroci, dar când îi se împotrivește poporul sau un om în față, se potolesc. Dar Maleahii a ținut piept cu ei și ei spuneau, cu ce te-am înșelat? Și Maleahii răspundea, trimis de Domnul, cu asta ați înșelat. Și din nou îi spuneau, dar cu ce te-am disprețuit? Și Maleahii, plin de Duhul Domnului, dovedea, cu asta ați păcătuit. Și a rămas în picioare dovedindu-le starea în toate domeniile. Și le-a prezentat aceste două tipuri de închinători. Tare aș vrea să putem face deosebirea între ei și noi acum. Că prea des nu putem să-i descifrăm. Aceste două tipuri de închinători, un rând care nu mai ispitesc pe Domnul și fac slujba spre o sândă, cum se ia și cina spre o sândă și se poate face toată slujba pe o sândă. Și cealaltă categorie, având aceste trei calități, exact ce uitaseră fariseii, dreptatea, mila și credincioșia. Cu ce ne-ai iubit? Să înțelegi iubirea lui Dumnezeu, că vrea Dumnezeu să-i răspunzi cu iubire înapoi. Înțelepciunea, temerea de Domnul și să-L cinstești. Cine iubește, se teme și cinstește pe Domnul, îi păzește poruncile. Și acum îi aduce Domnului daruri curate, în cinste. Și în ziua aceea, Dumnezeu care acum ia o carte și notează. Dumnezeu nu umblă cu cărțile noastre, El are evidențele Lui. Se uită când ne întâlnim și aici, ce am vorbit, ce am povestit, când ne adunăm la rugăciune, în familie, nu mă notează. Și ne taie de pe listă, a adus dar necurat. Mi-a dat, dar mi-a dat cum se uita Domnul în visterie, vita, șchioapă, beteagă, taie-l de pe listă jos. Dar care sincer și curați, îs comoara lui Dumnezeu. Dumnezeu în aceștia își mai găsește plăcerea, că în rest n-are nicio plăcere de ceilalți. Și îi mai suportă până într-o zi, de la amvon și până pe ultima bancă. Dar care sincer, ăștia-s copiii lui Dumnezeu, de care El se bucură și pe care i-a pomenit și are, peste tot are copii. Și le pregătește un loc. Acum e vremea când cei trufași râd, vorbesc de sus, e vremea lor. Ecumenismul va fi în floare și toate lucrurile vor merge așa într-o fie. Slava lor, la fața oamenilor, democrație în biserică, că asta e fața omului, dar legământul călcat pe toate fronturile și jos și sus, păcat în schimb, dar vine ziua. În calendarul lui Dumnezeu. Când face curățenie, cenușă face din ei, însă pe noi Domnul să ne păstreze. Și la gândul că și duminică am fost sesizați de Dumnezeu să fim atenționați, oare figurăm noi în Cartea Vieții? Vedeți cum se scrie Cartea Vieții, cum se completează registrele? La fiecare întrunire numai se notează. Și la gata, ca în contabilitate, balanță și bilanță. Și la gata, contul de profit și pierdere. Dacă am slujit Domnului sau doar l-am trădat pe Dumnezeu, doar am crezut noi că îl înșelăm, dar am spus, dar cu ce te-am înșelat? Și Dumnezeu, dacă printr-un proroc le-a dovedit cu ce au greșit, cum nu ne va dovedi nouă la ziua judecății cu ce am greșit? Însă să dea Domnul să nu mai ajungem acolo. Noi
să ajungem să ieșim ca viței, ca porumbeii, cum scrie în profetul Isaia, și să ajungem la Domnul acasă. Domnul să îi sprijinească și pe proroci, și pe cei sinceri care sunt, dar poate sunt puțini, și pe ceilalți să ne ajute Domnul să ne întoarcem. Câtă vreme zăbovește ziua, spune Roman 2, e o dovadă că Dumnezeu încă ne așteaptă. Cât ne va mai aștepta? În seara aceasta încă ne-a dat harul și posibilitatea să ne pocăim. Să nu avem pretenția să vină, unii cred că Maleahai a fost vreun înger. Eu nu știu dacă vin înger nou să ne predice. Poate un simplu om, dacă vine, primește-l, dacă e solul lui Dumnezeu, ascultă-l, întoarce-te și așteaptă-l pe Domnul cu frică și cu tremur. Așa spune Biblia și așa să facem. Amin.